Un azi eu colegilor, suntem astăzi în județul Neamț, nu departe de orașul Roman, și semenem rapiță de toamnă într-un miriște de grâu. Grâu care a fost balotat, deci nu sunt prea multe rămășițele, nu s-a lucrat aici cu nimic și direct merge semănătoarea Clayden. Să vă explic puțin despre semănătoare, că este semănătoare puțin diferită decât cea care probabil noi nu știm. Deci este o semănătoare purtată de 4 metri rigide. Este un model hibrid care deja nu mai livrăm. Deci de anul acesta livrăm modelul Evolution, dacă vorbim de acele purtate. Dar să vă explic despre avantajele semănătoarei aceste. Deci are un bazin de îngrășăminte și semânță, împărțit 50-50. Și volumul total al bunkerului este 2300 de litri. Deci vede o flexibilitate mare. Este, cum am observat, purtate cu două dozatoare pentru fiecare fel de produs. Ca opțiune, domnul președinte a firmei a comandat un aplicator de peleți sau microgranule, mai multe produse. Tehnologia Clayden este vestită că este o formă de un semănat direct. Vedeți că lucrăm direct, asta ce rămâne după semănăm. După ce semănăm, și avem un organ de afânat și în aceeași timp introducem și îngrășăminte în horizontul sub semânță. Deci avem organ de afânat. După asta merge săgeata dublă, vă arăt aici. După asta merge săgeata dublă care taie pământul și curăță particica unde o să crească semânța din paie și îi permite semânței să crească într-o paie în particica mai curată. După asta avem două organe de tasare și împrăștiere, organ de tasare sau de compactare și o greblă. Sunt patru rânduri. Organele active sunt puse în două rânduri ca să putem să, asta ne dă voie să punem semănătoarea aceasta în miriște, în miriște mai mult, în miriște mai mult, chiar și în miriște după porumb. Acele tractate de la noi și acele portate au și o opțiune de disc care taie foarte superficial pământul și permite să mergem tot în miriște sau chiar în porumbiște. Mai avem încă senzor de blocare pentru fiecare produs. Le vedeți aici. Și, în general, avantajul semănătoarei aceasta că iarăși putem să mergem direct în semănăm direct și să economisim dieselul. Mihai, care e consumul la tine acum? Care e consumul de motorină? Nu am digital chiar. Ok. Deci da, aproximativ consum aici o să fie până la 10 de litri de diesel la hectar. Вот, ceea ce chiar e puțin, dar în același timp facem și afânare necesare. Să vă arăt lucrul care îl primim. Da? Așa arată terenul. Și să vă explic puțin despre ceea ce facem iarăși. Semănătoarea a trecut. Вот. Avem pământul afânat, deci cu organ de semânță. Cu organ de afânat noi distrugem harpanul și afânăm pământul, deci creăm
редечина, крем он крем с кондицией будем пентру дезвольтарь редечина. Ну, афинем дуар ла 15 сантиметров, ну, если не часар, сафинац май адынг, инкундицей лечеся, ведец самынца, дак авем нурок май гэсэм инкуна, якотэо, кадин умит, кадин пымынт, чести он авантаж варти мари ин компарация ку сементур, ку директе, ку диск. Вот. Ши спирем, самай вем уплоицы, ши якоты. Инка сементцы. Ведец пуним супервчал, дар пунь. Ам чева регистрата аколо. 18,2 la oră. 18,2 la oră, dar cât aproximativ faci la oră, într-o oră? Într-o oră fac în jur de 3 hectare, 3 hectare jumătate am făcut într-o oră. Deci înseamnă că cam 6-7 litri la hectar, da? Mulțumesc frumos! Da. Deci, dacă doriți să cunoașteți mai multe despre tehnologia Clayden, dacă doriți poate vreo demonstrare în regiunea aceasta. Da, pornește, te rog. Vă rog să faceți legătura cu distribuitorul nostru, compania APAN, cu sediul general în Brăila. Și vă doresc o roadă bogată anul acesta. Sper că la toți a fost ploaia aceasta care a fost pe aici. Și o roadă bogată la anul. Mulțumesc frumos, la revedere!